În premieră la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice din Moldova, au fost deschise SEL pentru studenții unde vor asimila o nouă metodă de învățământ. Studenții de la programul Inginerie Software, lansat anul acesta, vor avea posibilitatea să se implice în rezolvarea problemelor reale din societate într-un mod interactiv. Sălile sunt utilizate de studenți pentru un nou program de studii PBL bazat pe rezolvarea problemelor reale. Să aibă competențe, de exemplu, lucru în echipă sau capacitatea de a gestiona independent anumite proiecte sau capacitatea sau competența de a rezolva probleme reale și nu doar probleme în cadrul teoretic și nu proiecte pe hârtie inventate de profesori, dar proiecte care ei să vină de fapt. Sălile sunt tehnologizate astfel încât studenții interacționează și de la distanță, fiind ghidați de un mentor. Atunci când facem aceste checkpoint-uri, care nu sunt altceva decât niște verificări a progresului nostru, nu neapărat să fim față în față cu mentorul. Respectiv, noi putem să ne folosim de așa programe precum Adobe Connect. Cel mai importantă provocare pentru mentor e să cunoască un răspuns, dar să nu-l poată oferi studenților. Deci, nu-l va comunica. Un astfel de model de învățare și predare există deja în universitățile din Uniunea Europeană. Studenții spun că datorită acestuia vor fi pregătiți să facă față problemelor și își vor dezvolta gândirea critică și creativitatea. Noi încercăm să gândim diferit, să identificăm o problemă, să vedem dacă această problemă de fapt chiar există și ulterior să găsim o soluție potrivită. Problema pe care am identificat-o este efectele adverse ale medicamentelor. Am făcut un chestionar, am întrebat lumea să vedem dacă e chiar se confruntă cu această problemă. PBL, într-adevăr, este un proiect interesant pentru că e ceva nou. Ca viitor inginer, este foarte important să pui bazele de lucru în echipă. Fiecare se completează unul cu altul și astfel primește продукт финал. Мы занимаемся разработкой системы онлайн-выборов. На данный момент тратится слишком много средств на традиционную систему выборов. И то, что данная система недостаточно эффективна при подсчете голосов, при их правильном распределении, так как могут быть ошибки. Sălile au fost echipate cu suportul Uniunii Europene în cadrul unui proiect a Erasmus+. Acesta are scopul de a îmbunătăți calitatea metodologiei de predare-învățare și calitatea programelor de învățământ superior în Republica Moldova. Astfel de proiecte sunt implementate în 6 instituții de învățământ din Republică. Costurile s-au ridicat la 1,5 milioane de euro.